ziua, Florin Câțu, Florin Câțu, economist și analist economic, analist economic foarte critic. Suntem la finalul Congresului Noii Republici. Ne-ai vorbit, Florin, despre statul minimal, despre rolul antreprenorilor, despre risc, despre libertate economică. De ce crezi că libertatea economică este atât de puțin discutată astăzi în România? Bine, cred că are foarte mult legătură cu istoria noastră din ultimii 50 de ani. Asta, libertatea economică nu a fost testată, nu a fost gustată de cetățenii români, poate doar puțin în perioada 2005-2008. În rest, întotdeauna a fost cineva care ne-a explicat, ne-a dat sfaturi, ne-a spus cum să facem lucrurile în numele nostru, nu? Reprezentanții statului. Ei ne-au spus cum să ne înființăm firme, în ce domenii și așa mai departe. De aceea zic că libertatea economică este un concept nou pentru români, dar cred că începe să prindă putere în limbaj. Am văzut foarte mult, astăzi aici am văzut foarte multe exemple de oameni care înțeleg ce înseamnă libertatea economică. Din punctul de vedere sunt optimist că văd din ce am discuție despre așa ceva. Crezi că românii sunt potriviți pentru a fi antreprenori sau crezi că ei ar trebui încurajați de cineva pentru ca să se lanseze în activitate antreprenorială? De ce nu? De către stat? Da, românii sunt antreprenori și asta s-a demonstrat. De fapt, românii au același răspund stimulentelor motivațiilor din economia de piață, exact cum răspunde și american. De fapt, asta am văzut în 2005, când s-au scăzut taxele. România au reacționat cum trebuie să reacționeze cineva în economia de piață. Au înființat mai multe firme, au lucrat mai mult, au consumat mai mult, deci au fost fericiți că au avut mai mulți bani în buzunar și au lucrat mai mult pentru că și-au dat seama că lucrează mai mult, dar rămân bani mai mulți în buzunar, au consumat o parte bună din banii și au deschis și alte firme și au asumat un risc, pentru că și-au dat seama că în acel moment taxele erau din ce în ce mai mici. Deci mitul ăsta că românii nu se pricep sau că în România soluția miner, iarăși nu funcționează. Românii și eu cred că orice persoană din orice societate va fi mânată de spiritul ăsta de supraviețuire și de competiție. Asta e chestie naturală, nu? Și nu poți să o elimini. Poți să o amorțești, adevărat, cu sisteme sociale și așa mai departe, dar nu poți să o elimini. Până la urmă, eu cred că doar trebuie eliberate resursele și veți vedea că și românii sunt antreprenori. Crezi că libertatea poate să funcționeze în domeniul monetar? Ar trebui să ne dorim o libertate în domeniul monetar? Am avut mare încredere în sistemul băncilor centrale până în 2009, când am văzut reacțiile băncilor centrale la criză și am realizat atunci că nu există independență băncilor centrale. Politica monetară poate să fie folosită și este folosită pentru a sprijini politica de stat. Având în vedere ce s-a întâmplat atunci, poate că ar fi momentul să ne gândim și la la competiție monetară. Nu știu care ar fi, încă mă gândesc cum ar trebui să arate asta. Sunt beneficii ale unei singure monede, banca centrală, dar până la urmă am văzut costurile s-ar putea să fie mult mai mari pentru societatea viitoare. Cred că în experiment teoretic ce puțin ar trebui să vedem ce ar însemna o competiție între mai multe monede. Revenind, dacă întrebarea era independență monetară despre intrarea în zona euro sau nu, întotdeauna voi favoriza un sistem monetar unde există un curs flexibil. Cursul de schimb, ca și prețurile din economie, îți semnalează probleme în economie sau beneficii, lucruri bune sau lucruri proaste. Faptul, intervenției băncii centrale nu fac decât să elimine acest semnal. Intrarea într-o zonă monetară îți anulează de tot acest semnal și atunci trebuie să cauți alte semnale în economie. De aceea voi minta doar pentru flexibilitate și dacă România va încerca și va avea ca politică economică adoptarea monedei euro la un moment dat, trebuie să o fac numai după ce va flexibiliza celelalte piețe în interior. Dacă intri în interiorul zonei euro cu piețe